Preotul înnaște când acoperă discul și spune și venind steaua stătut deasupra unde era pruncul, nu mai spune unde era agnețul. Și merge mai departe și îl aduce în lume la propovăduire și iese cu el la vohod. Și merge și îl duce la jertfă pe sfânta masă și apoi îl transformă în cinstitul trup și sânge, ajungând la cina de taină din joia cea mare înainte de răstignire. Dar de fapt, înjunghierea și răstignirea o face tot preotul atunci când face liturghia pregătitoare și spune și unul din ostași cu sulița în coastă am pus și dat a curs sânge și apă, adică a curs botez și viață. Apa înseamnă botezul creștinesc, elementul cel mai primordial și mai simplu la îndemâna omului și sângele dumnezeesc care spală păcatele lumii. Ajuns în faza de înălțare, preotul iese în fața credincioșilor și ce face? Ne arată taina învierii când cântăm noi cuvinese cu adevărat după ce am prefăcut Sfântul Trup. Ați văzut până la înălțare s-a cântat Luminează, Luminează Noua Ierusalime. De fapt este taina prefigurării învierii în liturghie. Liturghia este un act de înviere concentrat sau este sinteza Sfintei Mântuirii sau sinteza întrupării lui Dumnezeu în lume. De aceea toți Sfinții Părinți au numit liturghia dar divin sau sublimul iubirii divine. Nimic mai mult n-a putut să dea Dumnezeu omenirii decât trupul și sângele Lui. În clipa în care noi am primit acest dar dumnezeiesc, avem dreptul și să-L gustăm. Gustați și vedeți că bun este Domnul, pentru că chiar Hristos în Joia Mare le spune ucenicilor, aceasta să o faceți într-o pomenire a mea în veacul veacului. Dar imediat după înviere, așa și începe Evanghelia de azi, de aia v-am și pregătit să avem o intrare perfectă în, predică, spune așa, pe când vorbeau ei, Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă, iar ei s-au înspăimântat crezând că văd un duh. De ce începe Evanghelia în modul acesta? Ca să ne lămurească încă o dată că învierea nu este un vis, nu este o nălucire, învierea nu este un act de fotogramă, nu este o hologramă, nu este o vedere mistică, nu este o închipuire, ci este o mare realitate. De-aia, imediat după înviere, vom vedea arătările de la Marea Tiberiade, de două ori prin ușile încuiatei, femeilor mironosițe când vin de zi dimineață la mormânt, Mariei Magdalena la mormânt când o mustră, că ea întreabă, au furat pe Domnul și nu știu unde l-au pus, lui Luca și Cleopa la Emaus și, cum ne spune Evanghelia Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, și multe alte minuni a făcut Iisus, nescriindu-se că dacă s-ar fi scris cărțile, n-ar fi încăput în lumea aceasta. Dar noi ne întoarcem la punctul nostru de vedere, omenitatea lui Iisus Hristos sau umanitatea lui Iisus Hristos. Ce spune Calcedonul? Om adevărat și Dumnezeu adevărat, două firi și două voi, neîmpărțite, nedespărțite, unite, neamestecate. E o formulă grea pe care vă rog să o chipzuiți și să o gândiți sub forma următoare simplă. Ca om a plâns, ca Dumnezeu a făcut minuni, ca om a trăit afectele noastre pământești fără a le păcătoși, pentru că este fără de păcat, este Fiul cel unul născut, fără de păcat, fără de sămânță, fără de dulceață, de nuntă, etc. Și moare ca un Dumnezeu, deși pus în mormânt, dar ești viu Dumnezeu, cum spune în Prohod, și se suie pe scaun cu Tatăl și cu Duhul, toate împlându-L acela ce-i necuprins. Dar în același timp și în Rai cu tâlharul, dar în același timp și în iad cu sufletul, predicând Evanghelia ca om la toată făptura pentru prorocii care L-au vorbit și nu știau cine-i. Să vă dau o pildă. Vine un profet și spune, peste 100 de ani sau peste 1000 de ani va veni Iisus pe norii cerului. Îl ascultă lumea, se uită la el, bă, ăsta e cam sclintit, îi trebuie o pastilă, trebuie să căutăm un doctor bun și să termină fenomenul. Trec 1000 de ani și din generație în generație unul spune, băi, să știi că din neam, din moș, strămoș s-a auzit că s-ar putea să se întâmple lucrul ăsta. Și el s-a întâmplat. Ei, închipuiți-vă că de la a spune femeie, tu vei zdrobi capul șarpului și până a se naște Hristos și a trece toată drama întrupării, mântuirea, învierea, înălțării, au trecut 5508 ani.
Asta până s-a născut Hristos. Deci ca să aștepți 5.000 de ani o prorocie, înseamnă că trebuie să fii ori penibil, ori îndelung răbdător, ori prea îndumnezeit la minte, ori desăvârșit. Și totuși poporul lui Israel a așteptat această prorocie, de aceea se spune și slavă poporului tău Israel, adică binecuvântare, nimic în plus. Restul, Iisus Hristos vine și spune să va lua împărăția fiilor și să va da celor de alt neam. Și mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor cina în împărăția Tatălui la masa lui Dumnezeu cu Avram, cu Isaac și cu Iacov, adică patriarhii Vechiului Testament, linia pe care vine Hristos, linia patriarhală, linia lui Iuda și linia davidică, ca să spunem. Mergem mai departe aici în Evanghelie și găsim scris așa. Uitați-vă la mâinile mele și la picioarele mele că eu sunt, adică Hristos se smerește din nou pentru neputința și neînțelepciunea lumii, le arată mâinile și coasta să vadă rănile și semnele, deși ele nu mai existau, pentru că era trup după înviere desăvârșit, pnehmatizat, cum se spune, trup duhovnicesc. Și văzând că ei nu cred, pentru că ei spun așa, încă necrezând, dar minunându-se, atunci Iisus le-a zis altfel, aveți ceva de mâncare? Era prima formă plauzibilă de a arăta că un duh nu consumă lucruri materiale, care le dădeau ei cu mâna lor. Și spune că aceștia foarte bucuroși i-au dat o bucată de pește fript și dintr-un fagure cu miere. Mierea-i cuvântul Dumnezeu, peștele fript, mucenicia de mai târziu. Luând a mâncat înaintea lor. De ce? Să-i convingă, să le adeverească că poartă carne și oase, după cum tot Iisus spune, priviți, Duhul nu are carne și oase, precum eu am. Deci pipăiți-mă, vedeți că sunt viu, că exist. Și iată ce le spune mai departe Iisus. Aici este forma lui Luca, nu mai este forma lui Matei și a lui Ioan. Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi, ceea ce v-am spus adineauri, adică au fost prorocite de timpul activității mesianice. Ele trebuiau să se împlinească toate cele scrise despre mine. Repet de faza de la Luca, care chiar lui Luca îi aparține, când la Cleopa, la Luca și la Emaus le-a povestit același lucru pe drum și le spune toate despre mine scrise în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. O ia de la profeții anterior până la cei posteriori, deci până la final, până la Hristos. Atunci le-a deschis mintea să priceapă Scriptura. Este elementul cel mai primordial din toată Evanghelia de astăzi. Trebuie să înțelegem încă o dată două lucruri. Cercetați Scripturile că în ele aflați viața veșnică și vă rătăciți neștiind Scripturile. Deci noi trebuie să avem grijă de două lucruri. Citirea Sfintei Scripturi este o obligație creștină categorică, deci nu există creștin scutit de a citi Sfânta și Dumnezeiasa Scriptură, dar nu este creștin scutit de a sta cu carnețelul și unde nu știe să scrie sau să-și noteze întrebarea care îi frământă mintea și când s-a dus fie la duhovnic sau la preotul de cateheză sau de parohie, să-l întrebe, părinte, ce ar însemna lucru cu tare? Pentru că în felul acesta s-au născut sectele. De ce vorbim de secte? Pentru că chiar Apostolul Pavel ne certifică acest lucru și spune la vremea de apoi, nu specifică care, și azi, și ieri, și mâine, și în viitor, și peste, vor ieși proroci mincinoși și Hristoși mincinoși, vedeți, explică de ce, care vă vor vesti vouă ce? Lucruri care nu sunt de la Hristos. Și cum spune Apostolul Pavel, sintetizează, nu stă el să facă contraziceri și polemici. Pentru Hristos, pentru Pavel nu există confesiuni creștine, pentru Pavel nu există biserici creștine, pentru Pavel nu există secte. El spune clar, cine va vesti altă evanghelie afară de cea vestită de Hristos și îngeri din cer, de-ar fi anatemă să fie. Deci nu este vinovat cel ce ți-o vestește, ci ești vinovat tu cel ce o asculți. Și v-am mai învățat odată, am repetat-o eu lucrul ăsta de două ori, țin minte, și am explicat așa. Noi nu putem condamna
pe un necunoscător de Scriptură din două motive. Nu are taina Duhului, nu are ochii deschiși ca să-L cunoască, adică să vadă cine-i Dumnezeu, pentru că Pavel spune, ucenic al lui Hristos prin credință. De ce se legitimă Pavel cu această expresie? Ucenic al lui Hristos prin credință. Pentru că toți care stau aici în biserică sau sunt afară la parastas sau sunt acasă la ei și sunt ortodoxi botezați în numele Sfintei Treimi, sunt ucenici al lui Hristos prin credință. Vă unul din noi a văzut învierea? Nu. Vă unul din noi a văzut înălțarea? Nu. Vreunul din noi a văzut pogorârea Duhului Sfânt? Nu. Credința vine prin auz, vine prin cunoaștere, prin citire, prin descoperire, prin simțire, prin trăire și prin ce? Prin suflet. Deci sufletul când îl caută pe Dumnezeu, îl găsește. Ei, în momentul în care noi spunem ucenicii lui Hristos prin credință, deci vorbim de credința de care Pavel spune atât. Tu mântuiești pe cei ce te mărturisesc în adevăr. Scurt, nu lungește povestea. În momentul când întâlnim învățături și segmente și unii spun, păi da, dar uite și ei fac bine. Foarte bine că fac bine. N-ar putea să facă rău pentru că Iisus Hristos a spus așa. Nu există cineva care să vorbească cuvintele mele și să mă urască pe mine. Numai că trebuie să facem o diferență. Ce spune Apostolul Pavel despre Scriptură? Spre înțelepțire, spre învățătură, spre îndreptare și spre luminare. Așa spune Pavel la Corinteni. Dar noi ce știm despre învățătura segmentelor creștine care s-au rupt din creștinismul universal? Că ei duc o învățătură morală. Deci ei au o pedagogie. Scriptura nu e o pedagogie. Scriptura este cuvântul Duhului Sfânt care trebuie să pătrundă, cum spune Apostolul Pavel, până la despărțitura sufletului de Duh. Adică ce se întâmplă? Cercetați duhurile să vedeți dacă sunt de la Dumnezeu, tot Apostolul Pavel. Mulți sunt cei ce se luptă cu noi de la înălțime. Și chiar face o remarcă și spune așa, și Satana poate lua chipul îngerului de lumină. Nu vă amăgiți că la vremea de apoi vor veni mulți hristoși mincinoși și vor înșela și pe cei aleși. Deci, vedeți, și pe cei aleși. Când vorbim de cei aleși, noi nu vorbim aici de vedete, ci vorbim de cei botezați în numele Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Deci moartea și învierea cu Hristos prin botez, mirungere și euharistie. Cele trei taine subiective pentru prima problemă, pentru că sunt și mântuitoare și odată respectate devin și ținta mântuirii, dar în același timp, tot foarte frumos poți să-ți pierzi și mântuirea pentru că nu-i de ajuns să fii botezat. Definiția bisericii creștine nu este doar faptul că are un zid și o cruce, ci totalitatea credincioșilor care păzesc poruncile și învățătura Sfintei Scripturi și sunt botezați în numele Sfintei Treimi și se hrănesc din cele șapte taine ale bisericii, alcătuiesc biserica cea vie a lui Hristos. Că așa și noi putem să aplicăm botezul ca normă canonică, dar nu ca normă valorică. Deci eu dacă am botezat un criminal, ăla nu înseamnă că de mâine nu va ucide. Sau dacă am botezat pe unul cu sila, nu înseamnă că de mâine el e creștin. Deși taine nu se administrează decât prin credință, și noi de unde știm lucrul ăsta, după învechime, după ce venea postul mare, începeau neofiții să fie pregătiți, catiheții, cum se spune, să fie pregătiți pentru botez, iar în săptămâna luminată, în Joia Mare, când se făcea botezul și noaptea de înviere, și toată săptămâna luminată ei deja știau catehismul, știau învățătura de credință ortodoxă, știau de ce s-au făcut ortodoxi. Noi acum, pentru o convertire rapidă, fie că uneori geopolitică sau geoeconomică sau geostrategică sau așa, gata, rapid, aplicăm taina, nu? N-aruncați cele sfinte câinilor sau porcilor ca nu cumva întorcându-se să vă rupă. Aici este una din greșelile
cu care noi trebuie să fim foarte atenți, pentru că creștinismul este un mărgăritar de preț, nu este o doctrină. Încă o dată trebuie să înțelegeți că între creștinism și religie e o mare diferență. Când spunem ora de religie, ne referim la cateheză, dar nu-i corect, este ora de creștinism, iar când vorbim de creștinism, vorbim de un singur Dumnezeu, de o singură biserică apostolească și sobornicească, vorbim de un singur Hristos, de o singură voință și gândire, pentru că așa spune, trei mărturisesc în cer, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și știm de la Iordan când Tatăl a adeverit întărirea cuvântului și Duhul s-a arătat în chip ca de porumbel, și în același timp spune așa, un domn, o credință și un botez. Deci de ce există mai multe botezuri? Aici trebuie să ne punem noi singuri întrebarea. Și atunci de ce există și mai multe diviziuni? Tot Pavel ne clarifică atunci când ne spune au s-a împărțit Biserica lui Hristos, a lui Chefa, a lui Petru, a lui Apollo și a nu știu care. Nu, Hristos este tot întru toate. Este o singură biserică. Petru, la vremea respectivă, pe când era apostol, a intrat într-un conflict foarte dinamic cu Pavel. Pavel era un om pragmatic și la obiect. Petru era un fel de tolerant, ca să spunem. Și el se gândea că e bine când vin ăștia la creștini să-i treacă întâi prin trăierea împrejur și apoi să-i împingă spre creștinism. Adică o trambulină de a nu-i, de a nu-i speria la intrarea în creștinism. Și Pavel a întrebat, stai, ce faci? Unde te trezești? Petre, asta am cetat. Noi ne-am tăiat împrejur prin Hristos la minte, la inimă și la tablele legii din suflet, din minte și din inimă și la cerbice. Nu mai avem treabă cu tăierea după trup. Hristos s-a tăiat la trup odată pentru totdeauna, pentru tot neamul omenesc. Deci nu mai există acest ritual. E un ritual mort inexistent. Și le explică în epistola către evrei, citiți-o că e toată hristologică, exact credința creștină, pentru că Pavel, deși de neam roman, deși evreu din diaspora, el a reușit să învețe, pe lângă construitul corturilor, la școala rabinului Gamaliel, foarte bine toată legea cea veche, a fost și coleg cu Ștefan, pe care mai târziu l-a punctat, adică a asistat la martiriul lui, i-a și păzit hainele cel Saul, spune Evanghelia, și totuși Pavel a avut impactul de întâlnire cu Dumnezeu prin credință. Cum i s-au deschis lui ochii minții să-L vadă pe Dumnezeu? Întâi a văzut lumina cea orbitoare, a auzit glasul care l-a învăluit și lumina puternică, care l-a întrebat, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Apoi a orbit, s-a dus și s-a spălat, s-a înspăimântat și Anania și toți, dar după aceea a văzut și a revenit, și a devenit cel mai mare apostol al neamurilor și a toată Mediterana, pentru că el va face cele trei călătorii misionare. De ce m-am oprit pe accentul Pavel pentru Evanghelia de astăzi? Pentru că el este cel mai concludent și mai mare apărător al tainei învierii prin cele două expresii unice. Nu mi-este a mă lăuda decât în crucea Domnului, scurt, nu există altă cruce.